Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 21 august, 27 august, o săptămână cu soarele făcând ingresul în fecioară, cu Mercur intrând în retrogradare în fecioară, dar și o opoziție. Soare, Saturn, care se concretizează în final printr-un careu în T cu Luna. Acestea ar fi principalele aspecte. Să vedem această săptămână ce primiți din partea tarotului. Și iată, aveți un 6 de monede. S-ar putea să fie o săptămână cu generozitate. Să fiți voi cei generoși, dar la rândul vostru să primiți generozitate din partea altora. Să primiți o șansă pentru a arăta ceea ce puteți să faceți la un nou loc de muncă sau pentru unii la un loc de muncă sau alții, poate chiar am putea spune să primiți niște bani care să vă ajute. Dar în același timp și voi, la rândul vostru, puteți sprijini și ajuta pe cineva. Să vedem voi. Voi, în primul rând, aveți bani de primit. Vă gândiți la acești bani, 10 de monede. Sunt bani pe care îi primiți pentru munca voastră și a familiei. Deci o muncă pe care ați făcut-o împreună cu familia. Primiți acești bani care vă dau o stare de bine, puteți să faceți mici investiții, dar întotdeauna este bine să observați aspectele dintre Soare și Jupiter, să aveți aspecte benefice, ceea ce nu prea se întâmplă în această săptămână. În schimb, legat de fericire, de o iubire, poate, de distracție, aveți un 6 de cupe. Veți reîntâlni persoane din trecut, persoane cu care ați colaborat, ați lucrat sau ați fost prieteni, colegi sau chiar o persoană pe care cu care ați avut o relație deosebită. Și vă aduce această bucurie, o revedere, o reîntâlnire. Vă bucură acest aspect. Regina de Băte este o femeie care poate să fie cea care organizează un curs, să participați la un curs, să colaborați cu o regină de Băte sau chiar să călătoriți cu o regină de Băte. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în leu. O femeie energică, hotărâtă, capabilă să lupte pentru adevăr, pentru dreptate, dar mare atenție, dacă sunteți femeie, s-ar putea să aveți o rivală prin această regină de bâte. Dacă sunteți bărbați, s-ar putea să fiți protejați de această regină de bâte. Deci trebuie să fiți atenți. Ea poate să vă aducă cunoașterea, poate să arate cunoaștere spirituală, poate să călătorească împreună cu voi. Resursele, bunurile materiale, locul de muncă și cariera. În resurse, bunuri materiale acumulate prin munca voastră, arătați că munciți foarte mult, sunteți dedicați acestei munci și așteptați să primiți răsplata acestei munci, un 10 de bâte. Arată eforturile făcute de voi. Dar și acest rege de cupe, am putea spune, vorbim despre un bărbat cu ascendent zodie în Scorpion, care își arată sensibilitatea, romantismul. Voi trebuie să-i câștigați bunăvoința. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă dacă îl răniți, acest rege de cupe s-ar putea să se răzbune. Trebuie să fiți foarte atenți în această obținere a bunăvoinței lui la locul de muncă. Putem vorbi de un șef, de un coleg, poate chiar un subaltern,
o persoană care are peste 50 de ani. Ceea ce reprezintă cariera pentru voi s-a încheiat. Menirea voastră s-a încheiat. Este un capitol, cum să spun, ați ajuns până în momentul în care nu mai există nimic. Acum puteți să așteptați să se deschidă o nouă ușă în viața voastră, să începeți altceva, dar această moarte arată că totul s-a încheiat, este o finalitate în ceea ce privește menirea voastră sau cariera voastră. În ceea ce privește comunicarea, contractele și relațiile. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, aveți judecata. Judecata arată în primul rând momentul în care vă faceți o analiză comunicării voastre, a relației voastre cu frați, surori, veri, vecini și puteți să luați o decizie astfel încât această judecată să vă aducă și o schimbare, dar să vă aducă într-o poziție benefică, să fiți acolo unde ar trebui să fiți, cât mai aproape de situația care ar trebui să fie în viața voastră, atunci când îngerul va suna din trompetă. Reprezintă o judecată, o analiză a comunicării voastre și o decizie importantă pe care o veți lua singuri. În schimb, contractele, asocierile, procesele, chiar și logodna, căsătoriile, aveți un 6 de bâte. Am putea spune că vă gândiți la un blocaj. Un blocaj pe care ați putea să-l depășiți dacă vă doriți dreptatea, adevărul, ce este posibil, vă ascundeți scopurile, dar sunteți fermi în această atitudine, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi, atunci veți primi ca o răsplată divină, deci veți reuși să deblocați o situație. Deci am putea spune că într-un contract, dorindu-vă adevărul și dreptatea, veți reuși să deblocați ceva. În schimb, relațiile voastre s-ar părea că nu prea aveți prieteni sau protectori, sunteți priviți cu foarte multă dușmănie de asociații profesionale, de toate aceste persoane. Un 9 de spade arată atitudinea pe care o au față de voi. Am putea spune că nu puteți ieși din această încurcătură decât dacă vă ascundeți scopurile. Ceilalți vă dau dureri de cap, deci nu puteți scăpa prea ușor cu ei. Dar dacă nu vă cunosc scopurile, aveți o șansă. Familia, căminul, schimbarea, transformarea și karma. Secretul vostru. Aveți aici steaua. Sperați foarte mult să vă protejați calea, drumul vostru prin viață, în familia voastră, în căminul vostru, în relația cu un părinte sau cu partenerul de viață, cu această protecție să o obțineți privind spre soarele dreptății pentru a primi știința adevărului. Deci am putea spune să vă bazați pe adevăr, pe dreptate și veți reuși să vă protejați calea. Este speranța voastră. Cam asta reprezintă, sunteți plini de speranțe în această relație. În ceea ce privește schimbarea, transformarea pentru voi este din doiul de cupe, o împăcare. Vă gândiți să cedați ceva, să cedeze și celălalt ceva, astfel încât să ajungeți la împăcare, la înțelegere, la armonie, la o stare de bine. Cam acesta ar fi schimbarea, renașterea relației voastre.
poate că unii dintre voi chiar asta reprezintă și este o speranță ca prin această împăcare relația voastră să renască. În schimb, karma, sacrificiul, speranța voastră ascunsă este un talisman al norocului, este lumea. Lumea care arată această schimbare profundă a voastră, o schimbare în idei, în mental, în creativitate, în gândire, în sentimente, în relații. Sunteți dornici de această schimbare sub protecția acestui șarpe cosmic, am zice, este o protecție divină pe care vă doriți. Și această schimbare pentru voi este secretă, este secretul vostru, este karma voastră. Deci am putea spune că aveți niște momente foarte importante, această finalitate în carieră, în menirea voastră, judecata în comunicarea voastră, speranța din familie și schimbarea voastră. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!